Bună dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. După cum prea bine știți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri, parfumerie. Astăzi m-am gândit să fac un clip. Un versus. Cum fac eu de obicei, deoarece a venit momentul uh, în care pot compara două parfumuri. În urma acestui clip video, uh, unul din ele va părăsi colecția mea. Iar dacă sunteți interesați, interesate sau de ce nu vreți să faceți parte dintr-o mică, dar în creștere comunitate cu și despre parfumuri. O să vă las link în descriere către grupul Parșonista. Da, este un grup de Facebook. Um, o să vedeți că acolo am și eu ecusonul acela de administrator, însă grupul nu este al meu, este al uh, surorii mele din altă mamă, prietena mea Izabela și eu mai, uh, mai ajut la moderarea lui în funcție de cum îmi permite timpul. Uh, Să-i dăm drumul cu Dumnezeu înainte să fie un clip mai scurt și să începem să dezbatem problema. Și anume, exact ca la meciurile de box, în colțul din stânga, avem Badea Lud sublim de la Latafa. Da? Acel parfumete care pe mine m-a dezamăgit. Vă las aici clipul, pentru că nu știu. Iar încep cu nu știu. Pentru că mă așteptam la cu totul altceva. Prezentarea în sine nu este ceva urățel, ceva urățel. Am zis ceva urățel, ceva urățel? Înțelegeți voi? Vine într-o sticluță masivă, detaliile acestea aurii, bine lucrată, nu am nimic de spus. Să vorbim un pic despre notele acestuia. sublim, vine în variantă de 100 de mililitri, apă de parfum, și îl puteți găsi pe site-uri undeva între 160-170 de lei note de vârf, măr, lici, trandafir note de mijloc, prune și iasomie iar în baza avem mușchi, vanilie și paciulii o să facem cum am făcut la primul clip versus dacă nu l-ați urmărit, vi-l las aici în sensul că vom aplica pe o mână acest sublim, care, după cum v-am mai spus eu, în opinia mea și în felul în care percep eu parfumurile, este acel parfum abraziv, ușor uh, neșlefuit, nu știu. Are, pentru mine, are chestia aceea de. cum să mă exprim eu? Parcă ar fi un parfum neterminat. Am făcut parfumul până aici, însă îi mai trebuie ceva, da? pentru mine acesta mai are nevoie de ceva. E drept că de atunci și până acum, sau de atunci și până acum, undeva cam în jur de două luni. De la, primul, de la, achiziție și prima pufăirea sa, acesta s-a mai macerat. Într-adevăr, mirosul a devenit oarecum uh, mai in your face, da? E mult mai proeminent, e mult mai, uh, mai bine așezat, are cât de cât coloană vertebrală. Însă, pe mine aroma mă duce tot în zona de șampon de fructe, cu ceva măr și cu ceva vanilie, sau în zona de gel de duș din nou cu ceva fructe, ceva măr și ceva vanilie. Și nu o spun în sensul că um, Badealud sublim ar avea ceva, ceva iz să punos. Nu, aroma sa, da? uh, profunzimea aromei, mă duce la zona asta de igienă corporală, da? gel de duș sau șampon. Cine, Cine îndrăgește aromele girly, aromele fructate, de-abia acum, după două luni, da, mă duce către zona de parfum unisex, însă, dacă sunteți doamne, domnișoare și sunteți în zona aceasta de parfumuri vesele, girly, fructate, jucăușe, da, sublim este o variantă pentru voi. Însă, dacă sunteți în zona persoanelor ce doresc un parfum cu siaj, un parfum din categoria Beast Mode, un uh, parfum uh, bold. Din punctul meu de vedere, sublim nu face parte din această categorie. De genul acela de parfum fructat cu o ușoară atingere tropicală, da? Ceva foarte fin tropical acolo. Adică, uh, în momentul de față, îl văd genul de parfum All Season. Adică îl văd purtat și pe vreme rece, dacă doriți, nu știu, ceva mai fresh, dacă vreți să luați o pauză după nu știu câte zile de parfumuri cu tutun, ud și așa mai departe. Se resimte pe parcursul său o atingere, ceva din zona Bacara, la început vă spuneam că resim ceva din zona bacarat sau hăr. În momentul de față, după ce s-a așezat el, după ce s-a maturizat, resimt o atingere, o atingere fină ce mă duce cu gândul către bacara. Însă nu este izul acela de cabinet stomatologic, nu. Mai degrabă partea aceea Ușor citrică, ușor fructată din bacara, o resimt și aici. Iar uh, problema mea a rămas aceeași cu acest sublim, în sensul că atunci când ajungem uh, către dry down capătă un aspect prăfos, pământiu care mie una îmi displace total. Dețin parfumuri mai ciudățele, îmi place să miros mai ciudat, mai altfel, da? uneori Însă aspectul acesta prăfos pământiu din dry down nu este în zona mea, nu este pe pătrățica mea Am încercat să-l port... În combinație, știți că la mine layering-ul de bază, ca să mă exprim așa, îl fac la modul că pe vârfurile, pe lungimea părului, aplic esențe sau ataruri sau ulei parfumat sau esențe de parfum, iar pe piele și pe haine aplic parfumul. Am încercat, l-am combinat cu tutun l-am combinat cu uh, dulcegării, cum le spun eu. Nu funcționează, pur și simplu nu funcționează. Iar uh, acest parfum, din păcate, va pleca din colecția mea. Deoarece? Pentru că și fiindcă varianta sa uh, ce se mulează pe gusturile mele, ce se mulează pe felul în care percep eu un parfum. Varianta sa la puterea N vine de la casa Hadlaj, colecția la Feed și se numește Aura Kiss of Rose. Da? Acest parfumel vine de la de pe site-ul celor de la Dubai Collection cu care eu am și un cod de afiliere, un cod de reducere, roș 25 ce va aduce vouă un discount de 5% la absolut orice comandați de pe site-ul lor. Dacă comandați mostre, dacă comandați produse de îngrijire, nu contează, roș 25, 5% discount. Mi-am adus aminte, mi-a lăsat un comentariu iubita mea Ile, te pup dacă mă vezi, și m-a întrebat, nu mai știu în care videoclip, eu vă spuneam că am plasat o comandă la ei și vă arătam acolo că la observații, sau dacă zic eu bine la ei pe site, oricum vă mai las încă o dată aici, puteți cere voi ce mostră doriți. Și ea m-a întrebat dacă a înțeles bine sau nu. Da, la achiziționarea oricărui parfum în varianta full size de pe site-ul celor de la Dubai Collection, voi puteți să cereți ce mostră vreți voi. Să revenim la Aura Kiss of Rose. O sticluță ce mie îmi place foarte mult. Și un parfum din care nu vrei să te vezi? Nu. No. Din care eu am consumat foarte mult. Știu că acum, momentul de față, nu mai este pe site, nu mai este pe stoc, dar cu siguranță, dacă nu. Așa, da. Deci, așa, da, ăsta este un parfum. Aveți opțiunea pe site să vă lăsați adresa de e-mail, iar atunci când parfumul acela reintră pe stoc, voi primiți un. E-mail de la cei de la Dubai Collection. Da, deci da, pentru mine ăsta este un parfum, nu acela care trebuie să-l pufă și neapărat să văd ce și cum. Nu, ăsta tati l-am pufăit și fac așa cu mâna și deja nu mai trebuie, că, nu mai trebuie să apropi. apropie, da? Haideți să vorbim puțin despre note. La feed, la fed, habar n-am tot ce știu e că înseamnă credință acest cuvânt la Fed Aura rachisov sa casa Hadlaj, 100 de mililitri, 90 de lei. Asta prima comparație pe când prima comparație cu sublim de la Latafa, pe când acela costă între 160 și 170 de lei, acesta vine la 90 de lei. Note de vârf avem coacăze negre, grapefruit licii, în mijloc avem iasomie, trandafir, zmeură, iar în bază mosc, chihlimbar, mușchi, vanilie și zahăr. Am uitat să vă spun, dar oricum cred că știți deja, ambele sunt inspirate de acest parfum de la Kayali. Și ce avem noi aici? La Aura Kiss of într-adevăr, avem o bombă da? Deci, pur și simplu, de când, din deschidere, vorbim despre o bombă uh, fructulentă. Vreau să spun fructat-suculentă. mi e și fructulentă, notați cuvântul. Avem, din deschidere, o bombă uh, fructat-suculentă, genul acela de parfum. Nu știu dacă vi se întâmplă și voi. Eu am parfumuri care. De la primul puf știu sigur, ăsta e persistent, ăsta nu e și așa mai departe. E, Aura de la primul puf, da, în comparație cu uh, sublim de la Latafa, știți cu siguranță că acesta este bombă. Avem acele fructe de pădure, avem, avem acea tentă fină de măr. Spuntentă fină, deoarece nici în sublim nu vă gândiți că aveți marele măr roșu, nu. Dar, aici, în aura Kiss of Rose avem, în comparație cu sublim de la Latafa, avem acele fructe de pădure. Este ca și cum ai lua un coș foarte mare, plin cu fructe de pădure, peste care pur și simplu vii și presari zahăr. Da? De e fix, nu știu, fix imaginea asta îmi vine în fața ochilor. Iau un coș mare plin cu fructe de pădure și câteva felii de măr și pe deasupra pur și simplu um, pur și simplu presar zahăr. Fructe îndulcite. Da? fructe îndulcite. Uh, și aici și în aura Kiss of Rose avem acel um, Bacara vibe, da, exact, ca în Sublim. însă ori datorită zahărului din acest parfum pentru că da, el este listat, iar eu chiar îl resimt. În Sublim nu avem încă o paralelă. În Sublim nu avem acea notă de zahăr. Vă spuneam că în Aura datorită notei de zahăr, spun eu asta, da? Deci din căpucul meu. Datorită notei de zahăr, vibe-ul acela de bacara nu este chiar vibe de bacara 100%. Ar fi oarecum un vibe de bacara combinat cu Barbary Her. Pentru că, v-am mai spus eu în alte clipuri, oricum și Barbary Her pentru mine este o verișoară de-a lui Bacara. Însă, în timp ce sublim către dry down capătă acea tentă prăfoasă, acea tentă pământie, în aura Kiss of Rose, către dry down, um, avem o, o vanilie, da? își face apariția o vanilie și un acord, mult mai dulce decât zahărul din deschidere. E acel acord dulce, zaharat, ce îți lasă senzația de um, desert de cofetărie, cum vă mai spuneam eu. De ce desert de cofetărie, și nu vin către voi și spun, da, este o tartă cu fructe de pădure, cu măr ras și așa mai departe. Nu! Acordul acela dulceag îți dă senzația ca și cum ai servi o prăjitură într-o cofetărie, da? Și tu nu, nu percepi strict mirosul desertului pe care îl servești, ci pur și simplu se îmbină toate aromele prăjiturilor și deserturilor din acea cofetărie. Deci, ca o concluzie, Aura Kiss of Rose, în Dry Down are acel aer de cofetărie pe când badea lud sublim în dry down prinde acea tentă prăfos, pământie, prăfoasă. Pe mine una din nou vă zăpăcesc, mă deranjează acea tentă. Aura of Rose cu siguranță este un parfum strict feminin, pe când badea lud sublim în momentul de față, după ce au trecut două luni de la achiziționare, timp în care el mai mult a stat decât a fost folosit, într-adevăr a prins acea tentă de parfum unisex. Părerea mea, opinia mea, voi cumpărați ce vreți, voi faceți ce vreți, folosiți ce vreți, când vreți, cum vreți, cât vreți, cum spun eu, însă, între cele două, cu siguranță, Aura Kiss of Rose, pentru mine da, um, Nu văd de ce ar trebui să plătesc 160-170 de lei pe acest parfum de la Latafa Oricum, sinceră să fiu disclaimer, story time <laughs> În ultimul timp Latafa m-a dezamăgit Da, um, când am început să o iau și pe cărarea aceasta cu parfumuri Middle Eastern parfumuri arabești. Eu, la acel moment, fiind strict consumatoare de parfumuri de designer, am început, bineînțeles, ca orice începător, cu Casa La Tafa. Am câteva parfumuri, adică, nu știu, top 3 pentru mine, fără a le putea clasa pe vrunul din cele trei locuri, ar fi Hamra, nebras și nașit. Pentru mine, aceste trei parfumuri înseamnă latafa. În rest, nu știu, în ultimul timp, în uh, opinia mea, pentru gusturile mele și în accepțiunea mea, latafa e cam hype și atât, da? Casa Hadlaj are parfumuri mult mai bune. Acum voi o să spuneți, da, păi tu ai uh, cod de reducere cu cei de la Dubai și te îmbogățești tu pe spatele nostru. Nu. Codul de reducere, dacă vreți să-l folosiți, vă mulțumesc. Dacă nu doriți să-l folosiți, vă mulțumesc. Eu în continuare voi folosi Aura Kiss of Rose, eu în continuare voi uh, folosi parfumurile mele de la Casa Hadlaj și așa mai departe, da? Aici e vorba, cum spune românul, de gustibus, da? Deci, concluzia finală din acest battle, colțul din stânga sublim de la, la tafa și colțul din dreapta Aura Kiss of Rose, pentru mine câștigător este Aura Kiss of Rose. Link în descriere pentru ambele parfumuri, dar știu acesta momentan nu este pe stoc, dar puteți lua mostre de 2, 5, 10 ml, ceea ce... E mult mai safe și mult mai ok pentru voi, deoarece și eu dacă aș fi avut posibilitatea să achiziționez mostră din acest parfum cu siguranță acum nu l-aș mai fi scos la vânzare, deoarece nu l-aș mai fi avut. Link în descriere, după cum vă spuneam pentru parfumuri, link în descriere pentru grupul de Facebook, link în descriere pentru contul meu de Instagram. Iar pe voi vă aștept cu nerăbdare la așezătoarea noastră din secțiunea comentarii să aflu și voi părerile voastre despre acești doi indivizi. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu drag și până data viitoare vă doresc zile minunate, frumoase și cu mult parfum. V-am pupat!